90 cu filmările în care cânta la saxofon prin toată America. Cred că vă aduceți aminte. Puțin știu însă că artistul și soția sa au cumpărat prima lor cameră de filmat cu banii strânși în câțiva ani pentru un apartament. Așadar, Petrică Nicoară, tatălui Armin Nicoară, ne-a arătat casa părintească, ne-a prezentat frații și ne-a spus povestea copilăriei. Este una extraordinară, așa că Petrică Nicoară, Ciucă, e aici la Pro TV. Priviți! Primul instrument la care a învățat să cânte Petrică Nicoară a fost fluierul. Ducea oile la păscut și le cânta. Nu își putea imagina atunci că muzica avea să-i schimbe total viața. Cum era copilăria dumneavoastră? Pentru mine a fost o copilărie frumoasă, cum să spun. Faptul când mi-a adus fluierul... A schimbat. S-a schimbat. Simțeam sunetele astea, ceva ce nu pot să spun. Mă uitam, trecea un avion... Întreba mama ce e, avion, americanii, rușii de la război, eu știu ce-mi povestea aia și unde merge, în America. O vreau și eu în America. De atunci ați visat să ajungeți în America? Da, și tot visuri și alea m-au încurajat. Și... A început să cânte alături de frații săi, de voie și de nevoie. El m-a dus la școală de muzică și când am fost la liceu, l-am luat și la atunci m-am mutat la Timișoara și l-am luat și pe Vasile la Timișoara ca să avem acordeon sau orgă sau să avem formația completă. Să faceți formația întreagă. Da. Dar v-a plăcut să cântați sau v-ați dus obligat, forțat? Neavând ce prea face, fiind mic... Trebuia să ascult de frații mai mari. Eram cam obligatoriu să... Altă dată mai luam și câte o pălmuță, așa. Așa ați învățat muzica cu câte una după... Cât e diferența între voi? 4 ani și între mine și fratele cel mai mare e 12 ani. Cum era când erați toți trei pe scenă și cântați și vă căuta lumea și vă aprecia? Era foarte bine și cu asta ne-a încurajat foarte mult ne să... Ne bucuram. Fiind puțin mai sărăcuți... Era singura soluție care... Săraci, nu sărăcuți. Eram foarte săraci. Eram familia cea mai săracă din acest sat, Cănicea. Credeți că dacă erați mai înstăriți, mai ajungea să cântați la nivelul ăsta? Nu, nici într-un caz. Cum e când îl vedeți la televizor? Când păi mă bucur, normal. Că eu i-am făcut reclamă cu casete. Când prima casetă am umblat toată România, în toate orașele. Da, bun, am făcut și bani și am făcut și reclamă. Atunci nu se era că acum era cu castofonul, umblam pe toate trenurile. Fratele meu are un curaj extraordinar. Pot să zic de la Dumnezeu până oriunde, să zic că el cântă, merge în băile Herculane, acolo la statuia lui Hercules. Și stă pe stradă, cântă, se recrează, lumea bine, mai dă un leu, mai nu știu. Dar le ziceți că este fratele lui Nicoară sau nu? Păi mă știe. Știu toți acum. Mama lor își amintește că Petrica a cumpărat primul acordeon cu banii furați de la părinți. Vă supăra domnul Petrica când era mic? El, Petru, fura bani. Fura? L-ați captit vreodată că fura bani? Nu știu cum... Nu, ea nu mă bătea, ea mă îndădea. Eu dădeam. Și el nu știu cum. Am cumpărat acordeon, clarinet. Da. Din banii furați. Banii lui tata. Da, i-ați dat după aia înapoi în 10. Da, normal. Nu mă gândeam că ajunge așa de muzicant, să cânte așa frumos. Așa a fost. A fost viața grea la colibă. Viața grea la colibă ca... Într-o cameră dormeam cu purșeii, cu miei, cu oile. Cu oile, tot acolo era vai și amare. Cum a fost atunci, pe timpul ăla? Acum parcă mi se înrăi, așa cum se spune. Mă bucur. Doamne, e bine. Mă bucur din suflet pentru toți copilașii mei, Doamne, ține. După ce a început să cânte, a refăcut coliba în care a copilărit și apoi familia lui a devenit prima care a reușit să treacă de la gaz la curent electric în sat, ceea ce în anii 80 părea ireal. Mai țin minte prima nuntă când am plecat la asta Conereva. Asta vă zic, când ați câștigat cei mai mulți bani la început, cum a fost? Atunci s-a încurajat. 3 zile a fost nunta și țin minte când am venit...
cu banii aici la tata. Tata a zis, bă, ați furat banii, a început să plângă, să-i fie frigă. Ce cu banii ăștia? Dați banii la oameni înapoi. Cât ați câștigat atunci? Erau, dacă un salariu era 2.000-3.000 de lei, cred că am venit cu vreo 6.000-7.000. Două, trei salarii, erau mulți bani. Mulți după bani. Care ne-a cerut părinții banii să-și ia ce are nevoie. Vaci, car, cu oi, stână. Apoi Petrica a întâlnit-o la școală pe Armina, cea care i-a devenit soție și alături de care are cei doi băieți. Soția l-a sprijinit în toată cariera și alături de ea a cunoscut succesul în America și în Europa, ea fiind mereu cea din spatele camerei de filmat. Soția mea, îngerul meu, care a avut grijă de mine. Spune că sunteți îngerul lui. Cam așa ceva. Am fost aproape de el de la începuturile carierei și mă bucur că am realizat împreună cam tot ce avem. Am remarcat camera. Cum era? Prin 88-89, atunci ne-am cumpărat prima cameră. Cu câți bani? Of, destul de mulți, foarte mulți bani, nu aveam casă, nu aveam mașină, dar cameră, ne-am cumpărat cameră video, am riscat cam tot pentru această cameră, pentru reclamă și pentru tot. Cum era cu bagajele? Păi aveam totdeauna două bagaje. Aveam hainele într-o valiză și camera video în cealaltă valiză. Plus casete, plus toate cele după noi, le căram peste tot. Era greu și saxofon și bagaje. Deci totdeauna aveam foarte multe bagaje. La vremea aceea pentru ei era foarte frumos, dar pentru noi, țin minte, prin anul 2000, dacă nu mă înșel, cam penultima oară când ei au plecat, pentru mine și pentru Armin, erau sărbătorile de iarnă, dacă nu mă înșel, prima zi de Crăciun sau chiar noaptea de ajun. Noaptea de ajun. Eu aveam 8 sau 9 și Armin 5 sau 6. Nu mai aveam nicio plăcere că este Crăciunul, că știam că urmează să plece. Și la ora 12, dacă nu mă înșel, a venit Moș Crăciun. Pe la ora 2:30 a venit mașina să-i ducă la Belgrad sau la Budapesta. Dormeți? Nu dormeam, vai, eram așa foarte, foarte triști. Trei luni au plecat de acasă. Trei luni de turneu în America. De anul nou și ziua mea, pentru că în 28 ianuarie este ziua mea. Deci la toate cele trei ei lipseau. Deci doar că a reușit să vină Moș Crăciun și atât. De acolo... Deci cumva succesul părinților a fost cumva plătit cu sacrificii. Da. Și am rămas cu bunicii acasă, cu sora mamei și foarte greu. Și mi-aduc aminte de ziua mea, de 28 ianuarie, că eram petrecere cu bunicii acasă, cu toată lumea acolo și... Da, și el stătea lângă telefon. Nu erau telefoane mobile, era doar telefonul, da, telefonul fix. Și pe la ora, nu mai știu cum, era fus cu fus orar de la Los Angeles, Las Vegas. Da, 12 ore și la un moment dat, pe la ora 11, dacă nu mă înșel, eu tot așteptam să sună, da, noaptea, seara, să sune telefon. Tot să zic, poate sună acum, că știam că urmează să mă sun. Deci... A fost și frumos pentru ei, greu pentru noi, dar uite că, până la urmă, rezultatele... Asta e reversul medaliei și reversul succesului dumneavoastră? Deci, da, cam așa. Mai știi, la restaurant seara am cântat o melodie de acasă. Când am plecat eu în lumea mare, am lăsat copiii mei. Deci, aduceam aminte, a fost cel mai greu moment când cântau melodii din acestea de suflet. Toată și... lumea plângea în restaurant. Da. Aveam... Pentru că simt cântați cu patimă, exact. Chiar cântați real. Că... Totdeauna toate melodiile lui despre copii, despre familie și despre asta erau foarte... Erau trăite, din suflet, erau trăite. Cred că toată lumea simte același lucru când aude o melodie despre copii, despre familie, părinți. Fabuloși oamenii ăștia, Petrica Nicoară, omul care ați văzut în câte țări a cântat și pe unde a cântat.
Și am putea spune că a fost prima familie de vlogări, pentru că oamenii ăștia au cumpărat o cameră video care costa cât un apartament ca să-și filmeze, turneele și ce se întâmplă. Au avut viziune foarte tare, familia Nicoară. Dios pălăria, bravo, felicitări!